Eu consider că sunt multe 6 etape fără spectatori pentru o vină care, repet, nu este a clubului, este a firmei de pază pe care o vom da în judecată. Firmă de pază care ieri i-am reziliat contractul și cu care ne vom întâlni la tribunal pentru a ne plăti daunele pe care noi le considerăm. 6 etape fără spectatori pentru, pe un asemenea stadion mi se pare enorm. Dar s-a construit stadionul acum o lună și jumătate pentru ce l-avem, pentru fotbal, nu? Noi vom face apel la această decizie, vom merge cu mai multe documente, chiar cu rezilierea contractului cu această firmă, cu darea judecată, cu adresele către jandarmerie, prin care am solicitat un plan de pază adecvat meciului. Nu sper să fie și o condamnare cât mai rapidă a acestui huligan. Să demonstrăm că noi, Clubul Petrolul, nu am avut nimic de a face cu acest descreierat care ne-a produs atâtea pagube. Mi-aș dori mai puține etape de suspendare, mi-aș dori ca și acelea să fie pentru spectacol, să fie lăsat să intre persoane de sex feminin, plus copii, pentru că am văzut că se poate acest lucru în alte țări, poate și la noi, nu știu dacă este regulamentar, să se poate juca fotbal cu doamne și copii în tribune. Vă dați seama că pe criza asta de bani, când noi suntem cu bugetul și așa la minim, să mai plătim și 600.000 de ron, 600 de milioane de lei vechi, mi se pare foarte mult. Nu o să mai avem nici banii din bilete, 6 meciuri. Va fi o iarnă incredibil de grea. Nu știu dacă mai a fost o suspendare de 6 etape, nu mi-aduc aminte. Dar nici un gest cum a fost în acestui dezaxat care a intrat pe teren. Dar plătim noi, clubul. Și nu înțeleg de ce, din punct de vedere sportiv, suntem noi penalizați. Am pierdut meciul cu 3-0, jucam acasă peste 2 etape un meci de 3-6 puncte cu Târgu Mureș. Acum îl vom juca fără spectatori. Începem returul fără spectatori. Noi aveam un mare ajutor de la ei și acum suntem candidați la retrogradare. Dar bine, intrasem anul trecut, ne construisem un stadion pentru Europa League și acum ne gândim cu groază că suntem candidați la retrogradare. Păi decât să jucăm cu stadionul gol, cu tribunele goale, femeile și copiii nu cred că pot comite acte de huliganism, nu? Și o să angajăm și o firmă de pază, suntem într-o relație și mâine sperăm să ne înțelegem cu o firmă de pază care în portofoliu firma mama are și stadionul Real Madrid. Sperăm să nu mai fie probleme. De unde bani? Sunt prețuri românești, nu sunt prețuri de Spania. Am auzit și eu că cel mai cuminte fost fotbalist din țară, care n-a bătut decât câțiva arbitri și vreo 20 și ceva de coechipieri, s-a găsit să ne dea lecții de moralitate. Dar acum, în aceste zile, eu am citit despre mine unele lucruri incredibile. Bineînțeles că sunt false, dar pe surse, cum se spune, sunt două ziare pe care eu le voi da în judecată și atunci acele surse vor trebui să vină la tribunal să se explice ce au spus.